Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip, tutorial. Astăzi lansez, e cam mult spus lansez, vă pun la dispoziție un set de tranziții special pentru Adobe Premiere, să le downloadați și să le folosiți, complet gratuit. Ca un mic spoiler alert, vă spun de la început, tranzițiile pe care o să le găsiți în acest set sunt de zoom in, zoom out, pan stânga, dreapta, sus, jos, dar și două efecte de glitch. Unul mai lung, unul mai scurt, haideți mai bine la calculator și să vă arăt cum să le folosiți, dar nu înainte de intro. acum că am trecut la calculator, haideți să vă zic ceea ce trebuie să faceți ca să puteți să instalați tranzițiile de care vorbeam mai devreme. În primul rând trebuie să le downloadați de linkul pe care îl găsiți în descriere. După ce downloadați fișierul, o să dezarhivați arhiva și o să aveți fișierele astea în interiorul ei. Ceea ce trebuie să faceți ca să importați tranzițiile este să luați acest proiect și să-l trageți peste proiectul vostru în Adobe Premiere. În acel moment o să vă apară această fereastră. Trebuie să aveți bifat Import Entire Project, Create Folder folder for imported items și restul lăsați de bifat. Apoi o să dați click pe OK în acel moment o să vi se creeze automat un folder, acesta de tranziții Pierre Lucian Comșa, dacă vreți puteți să-l redenumiți, îl deschideți încă o dată, iar aici aveți cele două foldere, tranzițiile efectele mai repede pentru glitch și tranzițiile pentru transform. În fiecare folder în parte sunt alte două foldere, unul este rezoluția secvenței și încă unul sunt tranzițiile. Haideți să vorbim despre fiecare în parte. Aceste tranziții puteți să le folosiți în orice rezoluție. Singurul lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere este să schimbați rezoluția acestei secvențe, acesta unde scrie schimbă rezoluția, înainte să-l trageți în secvența voastră. Ele sunt create default pentru rezoluția 1920-1080. În cazul în care vrei să adăugați tranzițiile într-o secvență de 4K, o să trebuiască să dați click dreapta pe această secvență de aici, mergeți la Sequence Settings, iar aici scrieți rezoluția pe care o vreți și apoi dați click pe OK. Asta ca să vă funcționeze în parametrii normali, mai ales tranzițiile acestea de pan sau de zoom. O să vedeți că în cazul în care le trageți direct într-o secvență 4K o să fie mici probleme. Dar e destul de simplu, mergeți la fiecare în parte, dați click dreapta, sequence settings, aici schimbați rezoluția în 4K, dați click pe OK și acesta este tot ce trebuie să faceți. Haideți să vă explic în continuare cum puteți să le folosiți, nu este foarte complicat, în principiu tot ceea ce trebuie să faceți este să le trageți direct peste secvența voastră. Trebuie să aveți în vedere două lucruri, unul, acest buton de aici trebuie să fie debifat. În principiu, default, mi se pare că vine așa. Acesta trebuie să fie debifat. Iar înainte să trageți tranziția în secvența voastră, trebuie să aveți dezactivat leerul V1, acesta de aici. În cazul în care nu l-aveți dezactivat, o să vă apară preview-ul făcut de mine. Haideți să vă arăt. Deci, se vede că în momentul de față, în partea stângă, am acest clip, iar în partea dreaptă, am pe acesta. Dar, în momentul în care trec peste secvență, o să mi se schimbe acesta este preview-ul Puteți să-l ștergeți, și este exact același lucru. Dar, ca să scăpați de acest pas, dezactivați. V1, iar apoi trageți tranziția în locul în care vreți voi. Este făcut și un marker aici, exact unde să fie mijlocul, voi puteți să, oricum, acestea de glitch, efectul acesta, puteți să-l puneți chiar și așa, nu prea are importanță. La tranzițiile acestea de pan left, right, aici are importanță, ar trebui să fie exact la mijloc, aici să fie, de exemplu, dacă o să dau eu un zoom aici, o să vă apară pan left in și out, dacă nu le puneți chiar la mijloc, atunci o să aveți o mică problemă, Haideți să vă arăt în continuare și care sunt tranzițiile pe care le găsiți în set. Prima este aceasta de glitch max. A doua tranziție este aceasta de glitch short. Este același lucru, numai că este mai scurt. Am făcut și un tutorial referitor la cum puteți să faceți aceste tranziții. Aveți pe undeva pe aici pe sus tranziția de glitch și cea de zoom in. Acestea sunt tranzițiile de glitch, iar cele de transform aveți pan jos, stânga, dreapta sus și două tranziții de zoom in și zoom out. Haideți să vă arăt pe aceasta de pan jos, pan down, aceasta este pan stânga, left, pan right, pan up, zoom in și mai avem ultima tranziție aceasta de zoom out. Acestea sunt tranzițiile, ați văzut că nu sunt foarte complicat de folosit. Haideți să vă mai arăt încă o dată destul de repede să facem o recapitulare ce trebuie să faceți. O să șterg eu acest folder de aici. Mergeți în locul în care l-ați downloadat, îl trageți peste proiectul vostru. O să vă apară această fereastră, să aveți doar primul bifat și de aici la fel Create Folder for Imported Items. O să dăm click pe OK. Vi se creează automat un folder, iar înăuntru aveți aceste două foldere pentru Glitch și Transform. În cazul în care aveți o rezoluție mai mare de Full HD sau alt Altă rezoluție, o să mergeți la fiecare în parte sau în funcție de pe care vreți voi să o folosiți și dați click dreapta pe această secvență de aici, dați click dreapta pe ea și apoi mergeți la Sequence Settings, iar aici schimbați rezoluția secvenței voastre, dați click pe OK, iar apoi următorul lucru pe care trebuie să-l faceți este să aveți în vedere că acest buton de aici să fie debifat și de asemenea V1 să fie dezactivat în momentul în care trageți tranziția peste secvența voastră. În cazul în care vreți să vedeți tranzițiile, v-am zis eu că sunt niște preview-uri acolo făcute. Puteți să dați peste aceste foldere, dublu click ca să se deschide într-un tab nou și apăsăm pe această iconiță de aici ca să vedeți în icon view, voi puteți să vedeți aici exact fiecare tranziție în parte ce face nu sunt foarte multe, nu este foarte complicat, dar în cazul în care vreți să le vedeți, pentru astea sunt preview-urile respective. În cazul în care aveți probleme, în momentul în care importați secvența și vă zice că sunt unele fișiere offline, o să trebuiască să dați OK și să mergeți în locația unde ați dezarhivat fișierul de la zonă dată. E bine, cam atât în ceea ce privește acest clip tutorial, sper că v-a fost de folos, sper să ajute aceste tranziții, mai ales celor care sunt la început de drum în Adobe Premiere. În cazul în care aveți întrebări, sugestii, recomandări, vă aștept mai jos în rubrica de comentarii, tot acolo aveți și butoanele de like, share, subscribe și clopoțelul, apăsați-l ca să primiți notificări în momentul în care apare un clip pe canal. Iar până data viitoare la următorul clip, tutorial, vlog, nu uita să zâmbești! Ciao, pa!